Bună copii, weekendul acesta suntem la Sibiu. Pentru că v-am promis că trebuie să fac în continuare provocările voastre, m-am gândit să fac provocările aici la Sibiu. O fetiță m-a provocat vineri acum să spun lumii că totul este posibil și m-am gândit să fac asta într-un mod mai frumos. Și să-mi vin două acte în aceeași provocare, și anume să împart cărți străinilor și să le spun că totul e posibil. Așadar, am scris aici că totul este posibil și mă voi semna. Aceasta este cartea mea pe care am publicat-o anul trecut și le voi da cărți străinilor. Și a doua provocare va fi să dansăm floss cu ei, pentru că știu că vă doriți asta. Așadar, hai, ajutați-mă să termin de scris toate aceste 5 cărți. Am 5 cărți de dat și apoi să mergem să vedem și Târgu de Crăciun și să împart cărțile astea. Am o stare așa de ciudată înainte să încep să fac treaba asta. Acum mă simt foarte ciudat. Hai să vedem pe cine găsim acum. Voi găsiți pe cineva, hai să spuneți și mie, da? De 25 spală, se numește 25 de acte de bunătate și elevii trebuie să mă provoace pe mine în fiecare weekend, m-au provocat pe mine să fac fapte bune. Și fapta bună pe care trebuie să fac weekendul ăsta este să le spun tuturor că totul e posibil. Să împart cărți străinilor și să le spun că totul e posibil. Vreau să vă întreb care e visul vostru, dacă puteți să le spuneți lor. Și vreau să vă întreb mai întâi care este visul vostru cel mai mare. În primul rând să terminăm facultatea. Așa, da. Să luăm examenele. Și sperăm să ne găsim un loc de muncă în România. Mi-ar plăcea să am o carieră de succes, evident, ca toată lumea, pentru asta am făcut o facultate, să fiu pe picioarele mele, să mă pot întreține. Dar rugăm. Să ajungi la facultate? Am rugat, da. Ok. Arhitectă. Să rugați arhitectă. Super. Și tu? Să scrie o carte. Să scrie o carte. Da. Și tu, care-i visul tău cel mai mare? Oase de Crăciun. Visul meu este să devin autoare. Autoare? De internațional, da. Super fain! Să-mi spui cum te numești. Andrei Roberta. Andrei Roberta? Landore. Landore. Ok, te rețin. Da, mersi mult. Tu? Profesoară. Profesoară? Visul meu este să călătoresc și poate să devin translator de limba engleză. Orice vis e posibil, doar să mă cer pentru el, deci e posibil. Vreau să vă dau și eu cartea mea, pe care am publicat-o anul trecut. Mulțumesc. Vreau să vă dau și eu cartea mea, pe care am publicat-o anul trecut. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Ioana. Maria, încântată. O seară frumoasă. Mulțumesc la fel. Pa. Mai am două cărți, cred? Una sau două? Câte sunt? Două. Din păcate mai rămas doar cu două cărți. Sunt cărțile mele pe care le-am publicat anul trecut. Și nu știu. Da, una lui și una vouă. Odată, stai un pic. Am împărțit cărțile și sunt foarte fericită pentru că am întâlnit numai lume foarte frumoasă și foarte deschisă și foarte prietenoasă. Și acum hai să vedem dacă găsim pe cineva care să danseze cu noi. Dar până atunci o să ne întâlnim cu prietena mea din copilărie pe nume Lulu, Andreea. Și sperăm că împreună vom convinge mai multă lume. Hai să vedem ce iese. Hai! Cu Lulu, sau Andreea și Casian și Lulu. Puteți să-mi ziceți Platon. Platon, așa. Și mergem să întrebăm oamenii dacă vor danseze cu noi plus. Sper să vă placă videoclipul ăsta, copii, că o să ne cam facem de râs. Hai! Hai să vedem. Pune m-au rugat să dansez floss cu străinii. Și mi-e un pic ciudat așa, dar vreau să vă întreb dacă vreți să dansați cu noi. Vreau să vă întreb dacă vreți să mă ajutați. Elevii trebuie să mă provoace fiecare weekend să fac câteva lucruri bune. M-au provocat mai multe lucruri, să împart cărți, dar le-am terminat. Și e o provocare să dansez floss cu străinii.
Voiam să vă flosi dansul ăla așa. Voiam să vă întreb dacă vreți să mă ajutați. Regu. Vă mulțumim frumos. Nu vine, lasă! Cam asta a fost tot. Sper că v-am făcut pe plac și sper că am reușit să fac provocările așa cum v-ați fi dorit voi. Da, noi o să ne vedem weekendul viitor cu o altă provocare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, apăsați pe clopoțelul acela de notificare ca să le primiți pe toate. Ups, nu cred că mai stă. Nu contează. Da, și dacă v-a plăcut, dați un like și dați mai departe. Eu am fost Maria și până data viitoare aveți grijă de voi. Pup!